supun la votul ordinea de zi. Și la ordinea de zi mai avem trei proiecte la diverse. Cine este pentru? Împotriva, cine mulțumim? Supun la vot și procesul verbal din ședința din 10 februarie 2022. Cine este pentru? Împotriva, cine? Domnul președinte, dați. Mulțumesc, domnul primar. Trecem la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Târgu Frumos în comisie de evaluare a probei interviu pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat pentru care se organizează concurs sesiunea 2022. Inițiator, domnul primar Pata Manuel. Vă rog. Da. Pentru comisie de evaluare a probei interviu la credința program preuniversitar numărul 1. Domnul consilier Toarbă Daniel, vin cu propunerea. Pentru comisia de evaluare în credința cu program prelungit, doamna Marie Măreara. Pentru liceul teoretic Ion Nicuții, domnul consilier Batai Gheorghe. Pentru liceul membru supliant în comisie de evaluare a probei de interviu al liceului teoretic Ion Necuce, Contract Mihai. Pentru comisie de evaluare a probei interviu la școala gimnazială Garabete Brăileanu, domnul arbitru Daniel și membru supliant domnul Alexa Angelușoan. Pentru școala gimnazială Ion Crean. Nu, Alexa, pentru școala. Eu greșeam de redactare. Greșeam de redactare. Da, sunt întrebări sau câte dacă sunt? Dacă sunt întrebări? Dați mă întrebări. O singură remarcă aș avea, având în vedere că totuși sunt niște numiri politice, să spunem așa, pentru că fac parte consilierii. N-am putut să mă observ că data trecută au fost 5 nominalizări, acum 6 sunt 11 nominalizări pentru, pentru aceste comisii și în aceste 11, 10 au fost făcute pentru colegii de la PSD-ului. Ei reprezintă totuși 64% din consilierii locali. Cum pentru aceste comisii, dar poate pentru viitor totuși se ține cont de algoritmul politic. Avem aici domnul director Matei, care, după cum bine știți, a luat cu cea mai mare noastră concursul de director. Domnul Cătălin, că probabil că veniți cu propunere, dar este valabil și acum propunere, că doar... Păi nu zic, propunerele să le facem în cadru. Care Consiliul, am văzut că ele au venit deja pe noi redactate, propunerile făcute. Până la urmă, îl propuneți pe domnul consilier Matei în vreo comisie sau nu? Îl propun pe domnul Matei. Unde? La... Nu știu cum o contează. La liceu... Eu nu-i place. Ca membru sau membru? Ca membru, nu ca membru supliant, da? Ca membru. Observați, dacă îmi dați voie să fac și aici, da, metodologia pe care am primit-o zilele trecute, va trebui să ne uităm, scrie la un punct, cred că 2 sau 3, că directori ajunși nu pot să fie membri în comisia de interviu. Trebuie de văzut dacă se referă strict la oameni din liceul respectiv sau din școala cu pricina sau și din altele. Păi, dumneavoastră, cum spuneți că spune ori? Se referă sau nu? Părerea mea este că mai vreau să invităm că pot să fie interpretări. Un director deja pe funcție... Ideea în sine nu neapărat de a modifica, poftim, retrag, propunerea rămâne pe nominalizările făcute. Este de a se ține cont de algoritm politic. Rămâne pe nominalizările făcute, să nu
Mulțumesc de înțelegere. Comisie și atunci să nu apară alte, nu? Aveți comisie? Favorabil. Să trece la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 3 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a orașului Târgu Mureș de Țiriaș pentru anul școlar 2021-2022. Inițiator, domnul primar Vataman Ionă. Vă rog. Da. Știți bine că până acum am avut nivelul de învățământ liceul Ionecuci, liceul tehnologic Petru Raiș, Garabete Beleanu, Ion Creangu și Grența Program Prelungit. Mai nou, creșa orașului Târgu Frumos, va merge la Inspectoratul de Învățământ Iași. Proiectul ăsta este pentru arondare la rețeaua școlară Târgu Frumos. Deci mai avem un proiect cu preluarea și administrarea bunurilor care ok, dacă aveți întrebări? Avizul comisiilor? Favorabil. Deci un avort. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcție al aparatului de specialitate ale primarului orașului Târgu Frumos. Inițiatorul domnul primar Vataman Ionă. Vă rog, ultima discuție care a fost cu cei de la inspectoratul școlar au spus că ne vrea toate, toți angajații de la grădiniță, mai puțin asistentele medicale. Noi aveam deja un post vacant pentru asistenți medicali și am înființat un post pentru ca să putem prelua cele două asistente de la creșă. Asistentele le preluăm noi, sunt plătite de cei de la Direcția de Sănătate Publică, ca și buget nu ne afectează cu nimic. Aveți întrebări? Avizul comisiei? Să zic un avut. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea sancțiunilor la nivelul orașului Târgu Frumos, în cazul în care beneficiarul serviciului de salubritate nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri. Inițiator, domnul viceprimar Alexandru Roș. Vă rog, domnul. Conform ordonanței Guvernului 92/2021 privind regimul deșeurilor, articolul 17, OAT-ul are următoarele obligații. Între obligațiile denunțate în referatul de aprobare, la ce să atingă până în 2025 un nivel minim de pregătire de reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale de 55% din masa totală. Deci noi trebuie să atingem această țintă până în 2025. Totodată, OAT-ul are obligația să stabilească, să aprobe pentru beneficiarii serviciului și sancțiuni aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri. Stabilirea și aplicarea sancțiunilor contravenționale sunt măsuri necesare, întrucât la nivelul orașului Târgu Frumos nu se efectuează în mod corespunzător selectarea deșeurilor și până în prezent s-a realizat un procent mic de selecție în raport cu obiectivul stabilit de legislația în vigoare. Mai exact, se propun următoarele sancțiuni: amendă contravențională pentru persoane fizice de la 50 de lei la 250 de lei, pentru persoane juridice de la 500 la 2500 de lei. Din câte știți, Primăria Orașului Târgu Frumos a făcut eforturi constante de a crește acest procent. Într-adevăr, stăm bine, raportat la celelalte OAT-uri, dar față de procentul, targetul care ne este impus prin această ordonanță de urgență,
trebuie să facem și alte eforturi mult mai susținute pentru, pentru acest lucru. Am venit întâi cu metod, cu măsuri de a sprijini populației, de a ajuta populația să colecteze selectiv. S-au făcut investiții și pe containere și pe saci pentru case. Procentul trebuie să fie îmbunătățit prin aceste prin metode coercitive, până la urmă. Din calculele care le-am făcut noi, ar fi trebuit să mai fie majorat prețul la salubritate. Dar trebuie să constrângem pe cei care, într-adevăr, nu selectează și nu este normal ca să plătim toți cei care locuim în acest oraș pentru poftim 10-20 de cetățeni care nu vor să înțeleagă. Aici ne referim și la cei de la casă și la societăți comerciale. Sunt, într-adevăr, societăți comerciale mai mici care nu țin cont. La persoane fizice, mai nou am depistat că vin din alte localități și descarcă la noi. Nu aveam posibilitatea, eu am avut posibilitatea să stau să încarce înapoi, dar nu aveam posibilitatea să-l amendez, să, într-un cuvânt, să-l constrâng ca să își duc la el în comodă, că acum nu există localitate unde nu există salubritate. Da, mulțumesc. Dacă aveți întrebări, avizul comisiilor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la suplimentare. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea bunurilor imobile și mobile aparținând Crăiești, orașul Târgu Frumos, către grădinița cu program prelungit numărul 1, Târgu Frumos, inițiator domnul primar Vataman Ionu. Da. Noi avem valori că 598.368 la Creșa și trebuie să dăm în administrarea bunurile mobile și imobile aparținând Creșei către inspectoratul școlar. Dacă tot au preluat ca și unitate juridică, este numai supraș administrativul. Dacă aveți întrebări, avizul comisiilor. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în orașul Târgu Frumos. Inițiator, domn primar Vataman Ionu. Vă rog, domnul primar. Da, după cum știți, punctajul a mai fost adus în soțiri local. Noi, între timp, am făcut demersul către Ministerul Dezvoltării să ne spună dacă, într-adevăr, l-am conceput bine. Am primit înapoi o propunere prin care ne spune că da, sunt două posibilități. Uităm la cei care sunt cu domiciliu în orașul Târgu Frumos, numai lor, sau poate vrem să arondăm și pe cei undeva la 30-40 km de Târgu Frumos. În ultima discuție pe care am avut-o în primărie cu domnul secretar, domnul administrator, domnul viceprimar, am venit cu o propunere în fața dumneavoastră să dăm numai celor din orașul Târgu Frumos. Cred că e normal. Nu se dau la Bărțat sau la Balș. La apartament. Și de asta am venit că am adăugat la, ca și criteriu numai celor din orașul, cu domiciliul orașul Târgu Frumos. Dacă aveți întrebări, aveți cunoștință cam câte cereri sunt la ora actuală, eligibile, măcar ca și quantum.
Păi nu, nu avem de unde să știm că după de s-a făcut comisia, așteptăm și punctajul și normal o să intrăm la o analiză a dosarelor, comisia o să intre după, așa și legislația ne obligă, după preluarea apartamentelor, după preluarea anelor. Mă gândeam că v-ați făcut un calcul, eu știu, dinainte pentru că criteriile de eliminare de la cel oricum, peste 5 ani și ani, dacă știeți, măcar aproximativ. Nu. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, avizul comisiei, să trecem la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, comentariul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii studiului de fazabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții, amplasarea 3 stații de încărcare pentru vehicule electrice în localitatea Frumoși de Țiuș, în vederea aplicării la programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transport, promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități. Inițiator, domnul primar Vataman Iunu. Da, în momentul de față, noi avem o singură stație de reîncărcare în oraș. Vrem să venim cu propunerea în fața dumneavoastră pentru a mai dezvolta, a mai face încă 3 stații. Estimarea cheltuielilor pentru proiectare pe fază este undeva la 60.000 de lei plus TVA pentru servicii de proiectare și inginerie. Consultanță conținutul cadrul al devizului general aprobat pe hotărârea Guvernului este de maxim undeva 4%. Sursele identificate pentru finanțare este administrația fondului pentru mediu. Cele 3 stații vor fi, în urma analizelor care s-au făcut pe teren, strada Codra Vodă, blocul 39, a doua stație, strada Maicuță, bloc 77B, a treia stație, strada Petru Rareș, în parcare la hotel. Aceste 3 stații, aceste 3 puncte de a face cele 3 stații, într-adevăr, am ținut cont că ne trebuie și o putere mare, și având, trebuie să le amplasăm undeva în apropierea unor trafuri, unor transformatoare. Dacă aveți întrebări. Da, având în vedere că proprietarul va fi primăria, da? Încărcarea se va face contra cost sau gratuit? Sunt toate oricare pun la dispoziție încărcare gratuită. Ați răspuns în ghidul e făcut o precizare ce se va întâmpla după punerea funcțiunea stațiilor. Ca și precedent, mai mult ca sigur că vom preda stațiile la o societate care administrează, care va fi desemnată ulterior. Ar fi bine dacă ne-ați permite nouă ca unitate să facem o activitate comercială, dar nu putem cumpăra curent și să vinem mai departe. Deci, mai mult ca sigur, nu vor fi în administrarea primăriei. Sunt poate unul este gratuită, a încurajat construcțiilor de proiect și încurajează gratuit, pentru că diminuăm poluare, diminuăm și ne spune să văd gratuit, nu e vorba de o activitate comercială. E posibil ca un termen, eu știu, de 3 luni, 6 luni, până o să apară alte reglementări, să ne impună să plătim facturile pentru punctele respective. Dar vă dați seama că asta va fi o perioadă determinată de timp, nu va fi o perioadă mai îndelungată. Să plătim noi facturile pe termen, eu știu, am estimat durata minimă de funcționare 5 ani a stațiilor respective. Nu cred că nu se poate ca cineva să beneficieze, că vă dați seama o să profite cei cu mașini electrice
Și noi, pe o perioadă de consumul administrator, pe perioadă de 50 de nu avem cum. Așa, probabil că o să-i preia cineva în care o să le administreze și o să, totodată, o să beneficieze din valoric de ceva. Dacă mai aveți întrebări. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Deci la vot, cine este pentru? Împotrivă? Acțiune? Mulțumesc. La punctul 6, la diverse, dacă aveți completări. Dacă nu, declar ședința închisă. Mulțumesc.